Asociația Trompetiștilor din România va marca în avantpremieră la Zalău sărbătorirea Zilei Naționale a Trompetistului din România. Sălăjenii pot lua parte la acest eveniment aflat la prima ediție în data de 22 aprilie, începând cu orele 17 în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaș. Programul evenimentului cuprinde prezentări audio-video privind semnificația acestei sărbători, istoricul și rolul trompetei de la origini și până în prezent, intermețul muzical și momente interactive cu invitați special de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și profesor de la Liceul de Arte Ioan Sima din Zalău. Potrivit profesorului Viorel Mureșan, președintele asociației, jazzul a fost întotdeauna un gen muzical divers și multicultural, un continuu mix de oameni, sentimente și muzică. Pornind de la ideea de a subscrie și noi inițiative internaționale și naționale de la Cluj-Napoca, gestul Asociației Trompetiștilor din România de a marca acest eveniment în premieră la Zalău este unul natural și de deopotrivă simbolic. Agenda evenimentului se continuă cu momentul jazz la o ceașcă de ceai, bazele și istoria muzicii jazz în România și în lume, moment prezentat de profesorul Viorel Mureșan, jazz la Cluj-Napoca, conferință susținută de profesorul Ștefan Vanai, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, completată de audiție și vizionarea unui material filmat. În același cadru se va desfășura o conferință pe tema jazzului latinoamerican și instrumente de suflat, susținută de conferențiar universitar dr. Virgil Mihaiu de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, precum și un nou intermezzo muzical. De asemenea, ziua de 22 aprilie, în a treia zi a Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, se va organiza pentru public un recital de muzică bisericească ortodoxă românească în interpretarea corului Lumină Lina a Catedrale Sfânta Vine Zalău, dirijat de către profesorul Ciprian Ghiurco.